apucat focul și sau maica era, cred că, de, care răbde fură foc. Aha. Și băiețelul era în casă singur și vin cu ăștia afară. Vecinii mai povestesc că în momentul în care s-a produs incidentul, părinții băiatului nu erau acasă. Copilul fusese lăsat în grija a doi frați care se jucau pe afară. În ajutor i-au sărit muncitorii care lucrau la construcția unei case din apropiere. Astăzi, mama băiatului nu a vrut să discute cu echipa ProTV. Cum s-a întâmplat, dacă puteți ne spuneți? Medicii spun că micuțul a fost adus într-o stare foarte gravă, întrucât a suportat arsuri de gradul 3 și 4 pe 25% din suprafața corpului. La moment, desigur, că din șocul ieșit, starea s-a stabilizat, dar totul nu rămâne gravă și necesită un tratament îndelungat și intervenții chirurgicale multiple. Care parte a corpului a fost cel mai mult afectată? Cel mai mult e pieptul, abdomenul, ambele flancuri și spatele pe stânga. Acum câțiva ani și sora băiatului a ajuns la spital cu arsuri provocate de apă clocotită.